Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Ne apropiem de sfârșitul sezonului estival. Mai sunt câteva sărbători. Sfânta Marie Mică, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, sărbători de care sunt legate hramurile unor biserici din zonă și de aici ruga satului. A fost o perioadă bogată în manifestări culturale, rugi, nunți și alte sindrofii. Despre acestea, în relatarea următoare cu unul dintre protagoniști, interpretul de muzică populară făgețean, Costel Bambu din Făget. S-au cam încheiat rugile, miros de toamnă, suntem în parcul din Făget, alături de Costel Bambu, jos cad frunze, e toamnă timpurie sau ce zici, Costel? Cam timpurie, mi se pare. timpurie că s-au urgătat rugile. Costel este interpretul de muzică populară de aici din Făget, cunoscut la petreceri, la manifestări artistice. Cum a fost această vară, zic eu, culturală, vara rugilor, mai precis, în ce te privește pe tine? A fost bine, foarte bine, chiar foarte bine. Nu numai a rugilor, ci și anunților. Și anunților. A fost foarte bine, chiar foarte bine a fost. Mai am o rugă acum, da. La gruni. Asta e de Sfânta Marie Mică? Da, de Sfânta Marie Mică. Mai avem o rugă acum la gruni, cu Ramona Ilie și cu trupa avem. Și cu rugile s-au cam terminat. Da. Anunțile mai rămân până la postul Crăciunului. Mai rămân anunțile, dar încep acum să se rărească, nu mai vrea... ca până acum. Deci a fost pentru muzicanți, pentru interpreți, o vară bogată. Chiar a fost bogată, dar am avut multă muncă, obositor. Normal că orice, nu este ușor să cânți nopți întregi. Chiar zile, 3-4 zile să cânți la rând, nu e ușor. Este adevărat, este și acest adevărul, dar astăzi și în ultimii ani această meserie este la modă și bine plătită. Păi bine plătită dacă îți faci treaba. Dacă ești cunoscut și lumea, bineînțeles, te respectă și te și cheamă la nuntă. Evident, dacă te duci, cum am spus, să-ți faci treaba, cânti, te duci să tragi chiulul, sigur că te cheamă oamenii. Trebuie să faci lumea să se simte bine. Dacă se simte bine, te vede omul, măi, m-am simțit bine cu Bambu, cu Ramona, ne mai cheamă, nu le faci pe plac, stai acasă. Deci acum cânti în trupa, să zicem, în vorbirea voastră, a Ramonei Ilieș și a Fațo Degan. Da. Care, după câte se vede, sunt cunoscuți și cam prezenți mai la toate manifestările. Unde ne cheamă oamenii, onorăm cu drag. Deci se apropie sfârșitul acestui sezon și de rugi și de nunți. Vine o perioadă mai ușoară pentru voi, în care se numără banii, dacă ajung pentru perioada de iarnă, dar o perioadă de pregătire pentru următorul sezon. Păi sigur, noi tot timpul trebuie să fim pregătiți, trebuie să învățăm. Da. Așteptăm noi să vină. La ce te gândești pentru viitorul apropiat în ce te privește pe tine, personal, în domeniul muzicii? Păi, în primul rând, să scot un album, cum am spus și eu. Da. Și... un lucru frumos, să-ți faci melodiile tale, să respecti cât de cât specificul zonei Făgetului. Da. Să fiu sănătos și eu și toată lumea și să fie înțelegere în casă. Astea sunt gândurile lui Costel Bambu, stimați telespectatori. Acum, stând la umbra platanilor în parcul din Făget, obosit după o noapte de cântat, asta este soarta și bucuria muzicanților.
Circulația extrem de mare pe străzile Făgetului și neatenția duc uneori la accidente. O echipă a televiziunii noastre a surprins zilele acestea un asemenea accident. Sperăm că odată cu darea în folosința tronsonului de autostradă Traian Vuia Margina, această circulație nemai întâlnită să revină la normal. Să urmărim câteva imagini surprinse la acest accident. Stimați telespectatori, știrile se încheie aici. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!